Tușele fac acest tablou atât de realist. Arta e super plictisitoare. Stai, lucrurile tocmai au devenit mai interesante. Salut, ocilaro! Au, capul meu! De ce-ai face asta? Chiar m-a durut! Exact la țintă, a fost atât de amuzant. Lasă-mă în pace! Nu a fost prea frumos, e timpul să-ți dau o lecție. Și am exact ce-mi trebuie. Ce? Tu ai făcut asta? Mulțumesc! Doar îmi fac treaba. Stai, vorbesc cu un tablou? Mi-e dur să trimit mesaje, dar mă mulțumesc cu asta deocamdată. Drum bun! Ia uite cum se duce! Ce pute aici! L-am primit! Să vedem! Burger, mâini care se roagă, semne de exclamare. Mesaj recepționat! Nu pot să duc chestia asta în mână! O deghizare adecvată e necesară! Ce bine că am părul lung! Gata! E și drăguț! Pornesc! Unde-o fi? În sfârșit! Sunt aici! E aici sus, vezi? De obicei te plângi de părul din mâncare! Așa bun! Mai ai mult acolo sus? Salutare, degete din ciocolată! Se pare că le-ai luat pe toate! Bun de te lingi pe degete! Mi-aș fi dorit să nu am teme pentru acasă, dar trebuie să le fac. Să mă gândesc. Oh, da, știam asta! Merge bine! Mindy! Wow, gustări! Dă-mi-le! Servește-te! Am toate preferatele tale! Ești cel mai tare! Dulciuri minunate! Wow! Auci! M-a durut! Oh, nu! Dulciurile mele! Nu e ok! Lasă-mă să te ajut! Abia așteptam să le mănânc! De ce a trebuit să se întâmple asta? Niciodată nu am noroc! E atât de enervant! Hei, nu plânge! Lasă-o în seama mea! Ah, știu ce să fac! Am nevoie de un ulcior și de o pungă cu bomboane! Par delicioase! O să scot bomboanele din ambalaje! Voi separa culorile și le voi pune în ulcior! Apoi le voi topi! Arată atât de lipicios și delicios! Ok, concentrează-te! Am pus un băț de acadea într-o formă! Voi turna acolo bomboanele topite! Apoi aștept să se întărească! Acum pot să dezlipesc forma. Apoi am nevoie de un lanț. Îl voi agăța de acadea. E un colier cu acadea. Am făcut chiar și cercei cu ursuleți gumați. Poftim, Mindy! Wow, ce sunt ăștia? Sunt pentru mine? Fantastic! Arăți minunat! Le ador! Dar tot nu am dulciuri. Nu fi tristă, sunt Willy Wonka, ai uitat? Întotdeauna am dulciuri. Astea sunt pentru tine! Wow! Ziua asta devine din ce în ce mai bună! Mulțumesc mult! Oh, suc! Este perfect! Cred că beau și eu unul! Ți se face sete când creezi bijuterii? Ah. Trebuie să termin de înregistrat vitaminele astea! Ah, se pare că mai trebuie și altceva! E timpul să mă furișez ca un ninja! Îți plac vitaminele mele? Glumea! E un truc! Am topit niște rechini din jeleu. Apoi am turnat conținutul într-o folie goală. Am avut grijă să nu vărs deloc. Și după ce sunt pline, o să folosesc folie de aluminiu ca să acopăr spatele. Perfect! Nici nu-ți dai seama că sunt jeleuri. E timpul să fac o înlocuire de ninja. Excelent! Ninja dispare! Așa! E corect? Da, așa cred. Bună! Am niște chestii pentru tine. Ce? Mai multe vitamine? Of! Haide, fără atitudinea asta! Uite, ia asta! O să aibă un gust rău? Nu contează, trebuie să o iei ca să te simți mai bine! Bine! Ah, e delicioasă! Mai vreau o vitamină de asta, te rog! Ok, tu chiar vrei să te faci bine! Ai dreptate! Ce zi! Școala a fost grea. Cred că voi lua o gustare. Sunt atât de multe opțiuni.
Vreau o acadea! Asta arată bine! Sigur o să fie gustoasă! O să scot ambalajul! E mai greu decât ar trebui să fie! O să-l mușc! Haide! Nu merge! Voi încerca o abordare diferită! Îl voi tăia! Ar trebui să meargă! Ați bat joc de mine? Acum e personală treaba! Voiam doar o acadea delicioasă! Sunt un maestru de karate! Atacă! Ia una! Și încă una! Ești dură, hă? Îți arăt eu ție! Pac! Vine lovitura finală! Eu îi spun lotusul dansator! Te dai bătută? Nu! Nu se poate întâmpla așa ceva! Hai să încercăm ceva mai industrial! Nu te mișca! Hă? Ce e? Ce faci? Dă-te la o parte! Situația e sub control! Bine, încercă tu să o desfaci! Te invit! E destul de ușor, într-adevăr! Doar răsucești ambalajul! Tadam! Cred că asta e a ta! Wow! A părut atât de simplu! O să încerc și eu! O țin și răsucesc ambalajul! Ia uite! Am reușit! Mai multe acadele, mai multe savoare! Ce m-aș face fără tine? Nu vreau să mă gândesc la asta! Acum să ne relaxăm! Merit asta! Bulele, gâdilă! Hai cu apărarea, haide! Ia mingeaia și marchează! Hai, hai, hai! Hei, vrei ceva dulce? Nu! N-ai citit semnul? Mâncarea e interzisă! Regulile sunt reguli! O să marcheze! Ce avem aici azi? M-a prins! Cine mănâncă atâtea dulciuri? Vă rog, nu-i sunați pe părinții mei! Uh-oh! Văd stele verzi! Dar mi-a venit și o idee! Oh, da! Pe curând! Ia o minge de basket și tai-o cu un cuțit aici! Vezi tot spațiul ăla gol? Hai să umplem! Clar încap o grămadă acolo! Mi-am luat mingea, vedeți? Hei, te simți mai bine? Ce? E incredibil! Preferata mea! Jocul e mult mai distractiv așa! Uh-oh, ascund-o! Doar ne uităm la meci, doamna antrenor? Ok! Fault! 1001, 1002... Mi-e foame! Îmi gheorțe stomacul! Voi fi la masă! Unde e mâncarea? Hei, tată! Hrănește-mă! Cred că numărătoarea mea de bomboane s-a terminat! O să fie cereale! Vin acum, scumpo! Wow! Sunt glorioase! Îmi plouă în gură! Nu putem uita de lapte! Nu poți mânca cereale fără el! Uite ce minunăție lăptoasă! Sper să-ți placă! Sunt sigură că da! Uite-ți șervețelul! Bună idee! Nu vreau să fac mizerie! Mulțumesc, tată! Stai o secundă! Unde e lingura? Hei! Ce mai acum? Lingura, normal! Stai o clipă! Trebuie să fie una pe aici! Nu e niciuna în sertarul cu dulciuri! Poate aici? Nici o lingură în dulap! Ah, știu! Poate folosi o furculiță! În sfârșit! Ce e asta? Glumești, nu? Meh, o să încerc! Ok, e mai greu decât pare! Nu merge! Nu o pot folosi pe asta! Întoarce-te aici! Crocante! E ceva în neregulă? Mănâncă-ți cerealele? Nu pot! Nu cu o furculiță! Bine, mă ocup eu de asta! Da, asta e bună! Mai întâi trebuie să topesc ciocolata! Apoi am nevoie de o seringă! Voi folosi asta pentru a trage ciocolata! Va face lucrurile mult mai ușoare! Acum o voi turna în matriță! O voi umple până sus! Seringa înseamnă că nu face mizerie! Apoi voi face același lucru cu celelalte matrițe! Este distractiv! Încă una! Și gata!
apoi le voi scoate din matrițe. Wow, arată minunat! Poftim! Wow, e o lingură de ciocolată? O să încerc! Wow, ia uite, își face treaba! E exact ce-mi trebuia! Un deliciu! E o idee grozavă! Și cea mai bună parte? Nu trebuie să speli lingura, pot să o mănânc! Bună! Uite biletul meu digital pentru film! Totul pare în regulă! Intră, vizionare plăcută! Bună! Am venit la film! Ăsta e biletul meu pentru film! Dar trebuie să văd ce e în geanta ta! Vorbești serios? Ok, poftim, ogolesc! Gata, doar pe astea le-am la mine! Poftim? Uite ce de dulciuri! Clar o să le confisc! Ești o răutate! Ah, eu doar îmi fac treaba! Hai, frate! Tipul ăla de la pază nu glumește când caută mâncarea! Poate merge să fac ceva în legătură cu asta, totuși! Da, normal! Pot să-mi folosesc produsele de machiaj! Ele sunt mereu soluția! Ok, mai întâi trebuie să scap de luciul de buze! Și acum mi-am luat cutia de suc! Clar o să am nevoie de suc! Așa că o să scot un pic de suc cu seringa asta! Ok, cred că e destul suc! Acum pot să-l pun în recipientul luciului de buze! Trebuie să umplu chestia asta cât de mult pot! Gata! Și acum pot să-i pun la loc capacul! Trebuie să-l închid bine! Nu vreau să-mi curgă în geantă! Bun, e imposibil să-și dea seama că ăsta nu e un produs de machiaj! Uite, pot să mi-l aplic pe buze și e delicios! Bun, e timpul să văd filmul ăsta! Ah, stai! Știu că o să vrei să te uiți în poșeta mea! Stai liniștit, o să scot totul ca să vezi! Da, aveam niște ronțăieli, pot să le iei pe toate! La gunoi cu ele, pa, pa! Ah, dar astea sunt farturile mele! Pot să le păstrez, da? Am nevoie de ăsta ca să-mi hidratez buzele! Chiar nu-mi pasă de produsele tale de machiaj! Intră! Grozav, mersi! O seară plăcută! Ha, ce întâlnire dubioasă! Da, am reușit să intru în cinema cu sucul meu! Apropo, chiar am nevoie de o gură acum! E greu! Stai așa, o știu pe asta! Am făcut-o în clasă! Sigur răspunsul se află aici! Uite, așa cum credeam! E corect? N-are niciun sens! Sunt confuză! Nu voi termina niciodată tema asta! Ce enervant! Haide, concentrează-te! Nu știu ce fac! Ce rost are! O să iau notă mică! Nu înțeleg nimic din toate astea! O să-mi dau silința! Dar tot nu o să fie suficient! Bună, puștoaică! Poți să mă ajuți cu tema mea? Ce rozi? Nu e o acadea? Aoleu, uite-te la creionele alea! Ce se întâmplă? Sunt stresată! E o temă foarte importantă! Nu știu ce să fac! Lasă creionul jos! Trebuie să oprim acest lucru! Sigur am ceva să-ți dau să rozi! Am o idee! Am forma asta cu stele! O să pun un creion pe fiecare! Wow, ce colorat arată! Acum voi pune niște ursuleți gumați în forme, apoi voi topi! Wow, ia uite! E uimitor! Nu vine să cred că ai făcut asta! Wow! Sunt atât de bune! Nu o să mai rod creioanele! Astea au un gust mult mai bun! Delicioase! Le iubesc! Știam eu! Acum hai să terminăm temele! Sper că-mi păstrez niște pizza! Bună! Am venit doar să las chestia asta pentru iubitul meu! Bună, iubi! Ți-am luat cactusul ăla pe care îl voiai! La 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 la! Oh, da! Ah, bună! Nu-i rău! Nu uita, fără mâncare sau băutură! Ah, știu! Doar nu se mănâncă un cactus, nu? Ah, înțeapă! Ha, ce fraieră ești! Ok, lasă-l acolo! Iubi, merge! Adică, pe curând! N-am încredere în ea! Să ne uităm mai bine! Miroase a cactus! Seamănă cu un cactus! Pietricelele astea sunt... bomboane! Știam eu! E timpul pentru clasica schimbare! Așa! 1002! Ah, cactusul meu! Cactusul meu! Delicios! O să-l savurez! Limba mea! Arată ca un porc spinos! Au! Mă doare rău! Ajutor! Asistentă! Doctor! Mami! Care-i problema lui? O să fie distractiv! Stai nemișcat! Oh, cred că doare! Gătesc ceva grozav! Deși fac cam mult praf! Fursecuri delicioase făcute în casă!
Miros uimitor! Mai am încă o tură în cuptor. Sunt niște fursecuri divine! Arată bine! Bună, tată! Antrenamentul de fotbal a fost intens! Trebuie să beau ceva! Mi-e atât de sete! Exact ce căutam! La fix! E răcoritor! Wow! Uită-te la fursecurile alea! Nu așa de repede! Ia mâna de pe fursec! Trebuie să te speli mai întâi! Ce? De ce? Oh, am uitat că m-am murdărit! Du-te la chiuvetă chiar acum! Ce mai aștepți? Nu, nu vreau! Vino aici! Nu mă poți obliga! Încetează! Stai, am o idee! Am nevoie de o lingură! Privește! O voi înmuia în ciocolată! Mă asigur că e acoperită bine! Apoi o presez pe fursec! O întorc rapid și am un fursec sandwich! Acum hai să-l gustăm! E atât de bun! Și nu mi-am folosit mâinile! Ce părere ai? Wow, ești un geniu! Am unul pentru tine! Ce drăguț! Hiu, aproape că mi-am ratat îmbarcarea! Am rămas fără suflu! Am nevoie de ceva de băut! Are cumva un suc? Cine se crede? Domnule, știi că nu pot să iei așa ceva în avion! Scuze, o să-l termin aici! Oare ce scrie ea acolo? Nu te supăra, ăsta-i spațiul meu personal! Acum trebuie să mă dezinfectez iar! Ține-ți microbii pentru tine! Hei, mi-a venit o idee grozavă! E timpul să-mi scot sticluța cu pulverizator de călătorie! O să-mi torn Sprite-ul aici! Trebuie să am grijă să nu-l vărs! Perfect! E așa transparent, nici nu zici că e suc! Mai ales dacă îi pui eticheta asta! Bun, cred că sunt gata de îmbarcare! Scuze, sunt gata de îmbarcare acum! Uitați biletul și pașaportul! Stai! Ce ai acolo în buzunar? Asta? Nu-i nimic! E doar niște spray dezinfectant! Trebuie să oprim răspândirea microbilor când putem! Totul pare în ordine! Nu! Actele mele s-au lipit de mâna de la Sprite! Trebuie să mă asigur că nu mă vede nimeni! Am reușit! Să-mi dau jos astea de pe mână! Și acum un mic fâs de Sprite! Haide, trebuie să fie ceva de mâncare pe aici! Chiar și o bucățică de ciocolată! Ce zi! Ce se întâmplă acolo? Nu e nimic! Mi-e așa de foame! Chiar am nevoie de mâncare! Vai, nu e ok! Hei, aici! Ce e? Ia un loc! Haide, poate comodă! Ok, sigur! S-a întâmplat ceva? Ce ai acolo? Sunt ale mele! Eu le-am găsit prima! Calmează-te! Nu vreau gunoaiele tale! Clar pot să le păstrez! E dubios! Trebuie să rezolv problema! Și am soluția ideală! Fii atentă! E o pălărie veche și banală! Puneți prietenii acolo! Haide, e ok! Sigur? O să încerc! Wow, nu vine să cred! E un truc magic! E delicioasă! Știam că o să-ți placă! Pot să pun răhățelul înăuntru? O voi face! Uite, tocmai s-a întâmplat ceva! Ce tare! Răhățelul s-a transformat în bomboane! Delicioase! E cea mai tare zi din lume! Mă bucur că-ți place! Mai am un singur lucru! Șobolanul ăsta! Așa, mă întreb ce va fi... ciocolată dulce, dulce! Stai puțin! E un bilet de aur! Wow! Asta e ziua mea norocoasă! Stai, asta înseamnă că ești... Willy Wonka! Încântat de cunoștință! Mergem? Sună bine! Spatele meu! Mă doare tot! Pot să te ajut? Am venit să o văd pe prietena mea! Sarcina e dificilă! Vai, ești însărcinată? Credeam că ești grasă! Nu mai am mult! Pot să aud bebelușul? Wow! Cred că se antrenează acolo!
Da, mă rog, trebuie să plec. Ah, normal. Cine ești? Ah, bună, dragă, mă bucur să te văd. Șt, eu sunt, m-am deghizat. Ah, da, m-am prins. Am o surpriză pentru tine. Ta-da! Nu se poate, fantastic. Mai sunt multe acolo. Cine-i cel mai drăgălaș scanner? Huh? Ce se întâmplă acolo? Rapid, comportă-te normal. Ceva nu e în regulă. Oh, ah! Ce se întâmplă? El, adică ea, intră în travaliu. Vine copilul? Stați liniștite, mă descurc, sunt și doctoriță. Hai să scoatem bebelușul ăla. Nu mă așteptam la asta. Ok, respiră normal. Uite așa, ce facem? Nu te uita la mine, prefăte că naști. Bine. Ah, cred că simt copilul. Cred că-i văd. Of! Credeam că era un bebeluș. E o fată, am numit-o Dulcica. Trebuie să plec, pa! Pa, micuțo, ce nume frumos. Trebuie să termin de înregistrat vitaminele astea. Ah, se pare că mai trebuie și altceva. E timpul să mă furișez ca un ninja. Îți plac vitaminele mele? Glumea, e un truc. Am topit niște rechini din jeleu. Apoi am turnat conținutul într-o folie goală. Am avut grijă să nu vărs deloc. Și după ce sunt pline, o să folosesc folie de aluminiu ca să acopăr spatele. Perfect! Nici nu-ți dai seama că sunt jeleuri. E timpul să fac o înlocuire de ninja. Excelent! Ninja dispare! Așa. E corect? Da, așa cred. Bună! Am niște chestii pentru tine. Ce? Mai multe vitamine? Of! Haide, fără atitudinea asta! Uite, ia asta! O să aibă un gust rău? Nu contează, trebuie să o iei ca să te simți mai bine! Bine! Ah, e delicioasă! Mai vreau o vitamină de asta, te rog! Ok, tu chiar vrei să te faci bine! Ai dreptate! Așteptați prânzul? Aveți nevoie de nutrienți! Serios? Clar nu pot mânca asta! Nu o să-i vină să creadă lui Kevin! Mâncarea de spital! Cine-o fi? E Nina! Ce? Vin într-acolo! Hopa, hopa, hopa! Nu spun nimic dacă nu zici nici tu! Bună încercare! Bine! Of! Trebuie să-i duc chestiile astea Ninei. Și am o idee. Ce nu vede, nu-i face rău. Ah! Mă crezi proastă, măi băiete? Eh, am încercat. Stai! Trebuie să-mi intru un rol. Zici că e iar Halloween-ul? Sper că asta a fost curățată. Pare mărimea mea. Eleganță de spital, nu-i așa? Domnișoară, organul ăsta se încălzește, doamnă! Livrare specială! N-am nevoie de organe, doctore! Hei, eu sunt! Acum mă recunoști? Kevin! Nu a fost simplu, dar ți-am adus bunătățile! E frumos să ai prieteni, nu? Sunt mult mai bune ca mâncarea de spital. Îți place ciocolata? Nu? Bine, mai multă pentru noi atunci. Dar iubesc ciocolata. Frate, ce bună e! În sfârșit singură. Să nu uităm de asta. Aproape că s-a terminat. Mai bine mai cer. Hei, am nevoie de o livrare specială de hârtie igienică în celula 4. Am înțeles, nicio problemă, acuși sosește. Acum să atrag nițele atenția. Perfect, la țintă. Un sul gol de hârtie igienică? Un pic de ajutor aici? Trebuie să mă șterg. Ah, scârbos. Hei, ne trebuie niște hârtie igienică în celula 4. Rapid, simt mirosul de aici. A comandat cineva niște hârtie igienică? Prinde! Mersi, preferata mea!
Asta e cea mai bună hârtie igienică din lume! Trebuie să folosesc mai multă! Stai așa! Oh, n-ar fi trebuit să mănânc curry-ul ăla ieri! Oh, nu! S-a terminat! Ajutor! Poftim! Ia-o pasta! Mersi! M-ai salvat! Of, să fii bolnav e cel mai nasol! Să vedem dacă am febră! Nu, nu mă ridic din pat prea curând! Mai bine mă bucur de niște zahăr! Sofia! Coca-Cola o să te facă să te simți mai rău! Doar ceai și apa, ai înțeles? Dar abia o desfăcusem! Nu-i de mirare că încă ești bolnavă! Ascultă-ți, mama! Ai încredere! Of! Stai! Rezerva mea secretă! Orice copil deștept are una! Bună minunăție, dulce! Ah, n-ai cum să nu iubești sunetul ăla! Ce? Unde s-o pun? Sticla mea cu apă caldă ar putea merge! Da! Întâi, asigură-te că e goală carcasa, apoi toarnă sucul în ea! Gata! Bagă un pai lung de plastic în ea! Perfect pentru sorbitul secret! Bagă-l până sus pe mânecă și scoate-l prin gulerul bluzei! Bun, să vedem dacă merge! Nimic nu se compară cu niște penicilină Coca-Cola! Delicioasă! Oh! Încă te simți oribil, nu? Odihnește-te bine! Mersi, mamă! E liber? Fix ce-a recomandat doctorul! Unde te grăbești? Poți să intri! Hei! E vreo problemă? Glumești? Uită-te la afișe! Sunt peste tot! Mâncarea nu e permisă! Credeam că e o glumă! Deci nu pot să intru cu gustările mele delicioase? Păi, dacă o zici așa... Nu! Ești rea! Doar îmi fac treaba! Cred că-mi trebuie încă un afiș! E atât de nedrept! Erau doar niște gustări! Stai așa, am o idee! Trebuie să dau un telefon! S-ar putea să doară! Stai! Oh, e Jared! Stai așa! Alo? Nu se poate! Serios? Ok! Stai! S-ar putea să ai nevoie de asta! De ce? Suc, seringă... Suc, seringă... Știu! Mersi! Vreau și eu o gustare delicioasă! A? E timpul pentru tratament! O să-ți placă! Wow! E uimitor! Un alt client mulțumit, adică pacient! Trebuie să plec! Mersi, amico! Ăsta da tratament bun! Bun! E timpul să dați din picioarele alea și să vă puneți sângele în mișcare! Vă descurcați grozav, fetelor! Să menținem pulsul ăla sus! Încă 30 de minute! Vreți să vedeți rezultate, nu-i așa? Of, deja sunt epuizată! Nici nu se observe că m-am oprit! Lily, care e regula noastră despre gumă? Se pare că e atent! Pot să o recuperez mai târziu! Dar acum să ne micșorăm taliile alea! Trebuie să fiu rapidă cu asta! Ce bine că am adus în plus! Simt cum arde! Și cum iese balonul ăsta! E doar mingea mea de sport, vezi? Cred că te apropii de adevăr! Bună idee, Lily! Și 1, 2, 3, woohoo! Asta ar trebui să fie mâncare? Am nevoie de mâncare adevărată! Turele astea de noapte nu devin niciodată mai ușoare. Mai am încă jumătate de tură. Așa pot să închid și eu ochii o vreme.
Operațiunea Atacul Gustărilor este în plină desfășurare. Deținuta asta primește mâncare diseară. Sper că-i place ciocolata. Ha! Rapidă ca o felină. Paznica a adormit. Un coșmar, a? Cu grijă. A fost cât pe ce? Piciorul cu numărul 2. Vai! Anulează misiunea, anulează! Unde mă pot ascunde? Pot să o fac? Chiar e spațioasă, de fapt? Ce se întâmplă aici? Cred că am auzit ceva. Doar un șoarece. Mă întorc la somn. Am intrat! De cât timp stă chestia aia aici? Am ajuns în celălalt capăt. Pânză de păianjen. Chestia asta clar ar trebui curățată. Cine e acolo? Eu sunt! Doamne! Gabi? Scuze! Am venit cu daruri! Toate pentru mine? Hai să ne înfruptăm, bine? Mi-a fost așa de dor de dulciuri! Acum nu o să-ți mai fie! Sper că-mi păstrez niște pizza! Bună! Am venit doar să las chestia asta pentru iubitul meu! Bună, iubi! Ți-am luat cactusul ăla pe care îl voiai! La 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 la! O, da! Ah, bună! Noi rău! Noi ta, fără mâncare sau băutură! Ah, știu! Doar nu se mănâncă un cactus, nu? Ah, înțeapă! Ha, ce fraieră ești! Ok, lasă-l acolo! Iubi, merge! Adică, pe curând! N-am încredere în ea! Să ne uităm mai bine! Miroase a cactus! Seamănă cu un cactus! Pietricelele astea sunt... bomboane! Știam eu! E timpul pentru clasica schimbare! Așa! 1002! Ah, cactusul meu! Cactusul meu! Delicios! O să-l savurez! Limba mea! Arată ca un porc spinos! Au! Mă doare rău! Ajutor! Asistentă! Doctor! Mami! Care-i problema lui? O să fie distractiv! Stai nemișcat! Oh, cred că doare! Ora asta ține o veșnicie! În sfârșit o pauză! Testele astea mă fac să poftesc la un lucru! Ai ghicit! Guma mea prețioasă! Chiar și mirosul e uimitor! Te rog, nu face zgomot! Cu grijă! Aproape-am scăpat! Încă puțin! Nu! Ce? Guma? Vreau una! De asta mi-era teamă! Poftim, mulțumiți! Niciuna rămasă pentru mine? Trebuie să mai cumpăr de-astea! Dar am altă idee! Scoate partea de sus a markerului tău și scoate cerneala! Apoi bagă acolo lamele tale preferate! Deșteaptă treabă, nu? Acum nimeni nu bănuiește cam ceva! Vezi? Făcută ca un șoricel! Nu-i nimic aici, prieten! Mișto ore azi, nu? Ce faci, frate? Stai să văd! Ok! Stai! Credeai că nu o să văd bomboanele alea? Eu, cât de lungă e chestia asta? Nu se mai termină! Scuze, îmi scade glicemia! Pe bune? Nu știi să citești semnele, domnule? Trebuie să ți-l bag pe gât? Oh, copii proști!
Bună, domnișoară! Biletul tău, te rog! Mersi! Ok! Mersi! Nu atinge, abia a dormit! Vizionare plăcută, domnișoară! Nimeni nu se pune cu mine datorită acestor mușchi! O, da! Mi-ar prinde bine o gustare acum. Stomacul meu nu se oprește din ghiorțăit. Vai, e ok, puiule. Mamă, ia uite ce de provizii! Mai vrea cineva? Vezi? Toți iubesc bebelușii. Și ciocolata mare e pentru mine. E delicios să fii șireată. Bună, am venit să vizitez un pacient. Oh, wow, nici tu nu pari să fii într-o formă prea grozavă. Îmi pare rău că treci prin momentele astea dificile. Mulțumesc, a fost tare greu, știi? Nici n-am știut că plita era pornită. Și acum trebuie să port bandajele astea până mă vindec. Și doare chiar și la o simplă tingere. Ok, du-te și vizitează-ți prietenul. Hei, am venit să te înveselesc. Ce ai pățit? Îți place? Ce zici dacă fac un astfel de dans? Eu... e prea mult. Ei bine, m-am gândit la tine. Ia uite ce fac o farfecă asta. Doar un mic țac-tac. Ta-da! Am furișat boluri cu dulciuri. Ești uimitoare! Exact! Știam eu că probabil îți e dor de niște gustări. Poftim! E grozav! Ești o prietenă minunată! Știi ce-ar face ora mai interesantă? Hei, vrei și tu? Proful nici n-o să observe. Clar vorbește mult. Mă scuzați? Vine? Poartă-te normal! Salutare, profule! Te rog, nu bomboanele mele! Nu te îngrijora! Sofia! Nu vreau să risc! Sofia! Serios, nu vreau să intru în bucluc! Mai multe pentru mine atunci! Mai bine mă concentrez! Stai puțin! De ce nu m-am gândit la asta până acum? Am cea mai tare idee! Începe cu un suport de creioane ca ăsta! Apoi trasează-i fundul. E timpul să decupăm chestia aia. Pune lipici cald în mijlocul cercului. Un model în zigzag merge bine. Apoi lipește-ți creioanele punând capetele în jos. Perfect! Acum suportul de creioane. După ce bomboanele sunt în interior, se pun creioanele de fațadă. Gata! Vrei să o iei pe prima? Albastra e preferata mea! Acoperă-le până nu le vede proful! Ne pricepem să fim șirete! E timpul pentru runda a doua! Clipurile astea sunt atât de amuzante! Bună! Ce mai faci? Ups! Oh, nu! Mi-am vărsat cafeaua! Nu te supăra! Aș avea nevoie de ajutorul tău! Scuze, dar dacă ai putea să curăți aia, ar fi grozav. Să curăți? Eu, cred că da. O să șterg cu pantoful meu, ar trebui să meargă. Gata, știam eu că o să rezolv problema. Serios? Se pare că e cineva aici. E prietena mea. Da, este. Și uite ce ți-am adus. Hei, ia mopul ăla din fața mea. Hai măi, n-aș face asta. Uite, sunt geleuri. Wow! E uimitor! Ești așa deșteaptă! E delicios! Simt miros de chipsuri! Oprește-te! Dă-i încoace! Hei! Cumpărați-vă singur o pungă! Copiii din ziua de azi! Nu-l pot lăsa să vadă astea! Ce mă fac? Trebuie să găsesc o soluție! Dar ce soluție? Uite-o pe Molly! Bună, Molly! Ce bine arăți azi! Tu erai! Bună! Yeah.
Am citit asta seară, foarte interesantă. Stai așa, ce cravată interesantă ai. Dar e cravata mea preferată. Șt, vino cu mine. Nu vrei să ne cunoaștem mai bine mai întâi? E fix ce-mi trebuie. Ce? Ce s-a întâmplat? Abia aștept să-i povestesc mamei tot. O să o așez aici și o să întorc. O să am nevoie de super glue. O să pun câteva picături pe cravată. Apoi o să lipesc deasupra câteva bucăți de elastic. O să continui până jos. Trebuie să mă asigur că s-au lipit bine. Asta e ultima. Acum îmi pot băga dulciurile sub elastic. Încă perfect. E gata. Comportă-te normal. Nimeni nu bănuiește nimic. Chiar îmi stă bine cu cravată. Oricum îmi plac accesoriile. E timpul pentru o gustare rapidă. Sigur o să-mi placă. Dulciurile mâncate pe furiș sunt cele mai bune. Ahem. Hei, Molly, mami vrea să știe dacă vrei să vii la noi la cină. Nu e bine deloc. Bună, Jared. Încep să regret ce-am făcut. Mai am și alte cravate pe care ți le pot împrumuta. Dar o să te coste un sărut fiecare. Ce-am făcut? Ce bine arăt! Bună, Elsa! Hei, bună! Am nevoie de căștile AirPods. Nu plec nicăieri fără ele. Sunt un element vital din rutina mea de înfrumusețare. Îmi place mult nuanța asta. Elsa? Ce faci acolo? Stai! Chiar funcționează? Vreau să încerc și eu. Aș vrea să văd cum mi-ar sta cu ruj albastru. Nu se întâmplă nimic! Ziua asta nu se mai termină odată. Bună! Am venit la sală. Super! Nu uita de regulile noastre. Nu ai voie cu alimente și băuturi. Trebuie să-ți verific geanta. Noi bai! Sigur va fi totul în regulă. Nu o să dureze mult. Ups! Ce-s astea? Bomboane? Serios? E pungă mică! Nu putem negocia! Dispar de aici! Pare că am exagerat. Stai așa! Oare? Mi-a venit o idee apropo de sertarul ăla. Cred că o să funcționeze. Mă întorc imediat. Da, asta spuneți toți. Încep cu unul dintre papucii mei sport. Și cu un cutter. O să fac o găurică în papuc. Apoi am nevoie de o cutie de chibrituri. O să o golesc și o să o bag în gaură. Se potrivește perfect. O să umplu cutia cu bomboane. Nimeni nu o să-l dea seama ce-am făcut. Dispar de aici! Verificăm geanta odată. Wow, ce tupeu au unii oameni! Dacă găsesc chiar dulciuri, o să fiu un chem de nervi. Nu, nu ai nimic interzis. Ce jenant! Poftim cheia de la dulăpior, spor la spor. Mersi! O să încep cu niște întinderi. Ce bine e! Vine cineva! Nu cred că mă vede nimeni. Vreau o bomboană! Mi s-a făcut foame de la atâta mișcare. Merit ceva bun. Ce delicioasă e! Unde rămăsesem? Ce mesaj drăguț mi-a trimis Brian! Nu! Asta e un test! Da-mi telefonul! Și ala! Serios? Nu vreau să-i dau telefonul meu! Luați-l! Telefonul meu e prea important! Ce se aude? Hei, fetiță! Am nevoie de cutia ta de suc! Îmi cer scuze! Dar era al meu! Vremurile disperate necesită măsuri disperate! Sper să funcționeze! O să golesc sucul, apoi o să fac o gaură în cutie! Am pus scotch dublu adeziv pe husa telefonului, ca să-mi lipesc telefonul de cutie pe interior! Apoi am nevoie de un pai de băut! O să-l bag în cutie! Și e gata! Scuze de întârziere! Stai jos, Elsa! Mor de sete! Ce bine că am cutia asta de suc! Nimeni nu bănuiește nimic! Pot folosi telefonul ca să aflu răspunsurile! Dar nu trebuie să mă vadă nimeni! Ar trebui să iau nota 10 la șiretenie! Merge bine! Și am terminat! Mi s-a făcut sete! Sigur iau notă de trecere la test! Sunt genială! Ce noapte! Petrecerea asta e intensă! Hei, stai pe loc! Chiar trebuie să facem asta? Hei, regulile trebuie respectate! Nu se intră cu produse de contrabandă! Ce-i asta? Eram sigură! Care-i faza? N-ai voie cu mâncare și băutură! N-am văzut semnul ăla! Trebuie să plec! Ești bine? Stai să te ajut! Sunt bine, nu? Bună! Ce drăguță ești! Mi-ai dat o idee! Ne mai vedem, poate! Așa sper! Stai puțin!
Oh, ce de coșuri! Trebuie să-ți verific poșeta. Sigur că da! Îmi poți recomanda cumva o soluție de curățare facială? Nu, eu am tenul perfect. Nu ai nimic interzis. Poți intra? Sunt gata de distracție! Pa, pa! Wow, ce față avea fata asta! Am reușit! Acum le pot dezlipi! Sunt delicioase! Hei, ne-am reîntâlnit! Da, n-ai nicio șansă! Am atât de multe de învățat! De ce nu vezi deloc? Ba, învăț! Îmi analizez telefonul! N-am timp de asta! Ce mai trebuie să știu? E prea mult! Nu știu ce să fac! Elsa, de ce ești atât de relaxată? Nu înțeleg! Calmează-te! Să mă calmez? Testul e mâine! Știu! Trebuie să luăm nota de trecere! Situația e sub control! Am un plan imbatabil! O să intru pe furiș în școală la noapte. Când știu că nu mă vede nimeni, o să trec la treabă. O să am toate cele necesare. Banda adezivă și o copiuță. Apoi o să trec la treabă. O să-mi lipesc o carioca sub birou. Trebuie lipită bine. Nu vreau să cadă în timpul testului. Apoi o să bag copiuța sub ea. Când am nevoie de un răspuns, o să scot. Și așa o să iau 10. E crima perfectă. Și apoi o să fug repejor. Ce s-ar putea întâmpla? Pot să te ajut la fel și pe tine? Nu, nu vreau. Bine, atunci chinuie-te să înveți. Bau! Pa, fraiero! Abia aștept testul ăsta. Nu! Ăla-i biraul meu! Paftă, o să ai nevoie de mult noroc. Dar se pare că o să iau nota 4. Ce de alegeri! Bunico, bună! Hai să mergem! Stai puțin! Vreau să iau ceva bun cu mine! Nu, nu luăm asta cu noi! Vai, mă doare inima! Acum o să înceapă să plângă! Ia borcanul, Elsa! Hai să mergem! O să pierdem începutul filmului! Bună! Sper că n-am întârziat! Ați ajuns la fix, dar trebuie să vă verific poșetele! Sigur că da! Hei, ce-i ăsta? Nu se poate! Ce faceți cu ăsta? Nu puteți intra cu mâncare sau băutură! Dă-l încoace! Ce forțoasă ești, mamaie! Dă-l înapoi, amice! Nu mă bate! Îmi cer scuze! Ce bătrânică înspăimântătoare! Mereu faci asta, bunico! Și abia așteptam să văd filmul ăla! Îmi pare rău, scumpa mea, dar am o idee! Dă-mi sandalele tale! Ce faci acolo? Sunt perfecte! Ce faci cu ele? O să intrăm noi cumva cu borcanul ăsta la film. Mai întâi o să rup tocul unei sandale. Apoi o să lipesc borcanul de talpă. O să folosesc lipici fierbinte. O să aștept să se usuce lipiciul. Și acum pot fi purtate. Iar a făcut faza aia, mama. Hai, ce mai aștept? Sunt sandalele mele? Nu vrem să întârziem, mai repede, mai repede! Stați așa! Nu avem mâncare la noi! Verificăm poșeta! Vrem doar să vedem filmul! Îmi place să ies în oraș! Chiar e nevoie să insiști atât? Ia mâna de pe ea! Vrei să dansăm? Wow! Bunica se pricepe! Am simțit ceva între noi de când ne-am văzut prima dată! A funcționat! Acum e timpul pentru o gustare! O să mă descalț rapid! Ce idee genială! Abia aștept! Miroase bine! Am venit pregătită! Îmi lasă gura apă! E delicios! Apoi o să pun capacul la loc! Wow! Abia aștept să-ți fac cunoștință cu mama! Ah, începe filmul! Trebuie să intru! Sper să-i placă, Elsei! Ia să vedem! Ce-i asta? O surpriză? Serios? Pentru mine? Da, uite! Nu, ce faci? Nu vezi semnele din jur? Ok, relaxează-te! Voiam să-ți fac un cadou! O să încerc altă abordare! Asta o să-i placă sigur! Dar am nevoie de forma asta de biscuiți! Am niște geleuri delicioase în cutie! Au mărimea perfectă, dar trebuie să arate mai romantic! De asta am nevoie de forma de biscuiți! O să păstrez resturile pentru mine! Acum o să le scot cu atenție din formă! Arată bine, dar n-am terminat! O să le înfig într-un pix! Am obținut o acadea delicioasă! Și e super drăguță! Hei, Elsa! Ce mai vrei?
asta e pentru tine! Stai! Eu acadea cumva? Da! Sper să nu mă vadă profa! Ce bine arată! E delicioasă! Mulțumesc foarte mult! Dar nu mai spune nimănui! O să fie secretul nostru! Delicios și practic! Wow, ce util e! Deci, mă sun mai târziu? Super! Eram sigur că o să funcționeze! Bună! Am venit să o văd pe prietena mea de ziua ei! Nu cu tortul ăla! Mâncarea nu e permisă mai departe de zona asta! Haide! Dă-mi-l mie! Dar e pentru prietena mea! Oh, nu! Baloanele mele! Of! Spitalul ăsta e atât de rău! La mulți ani! Wow, ce surpriză! Ți-am adus niște bunătăți! Ah, și am furișat și altceva pentru tine! Delicios! Uite, sunt bomboane pe brățara mea! Uite, una și pentru tine, din moment ce asistenta mi-a confiscat tortul! Wow, ești atât de inteligentă! Am poftit la bomboane! Da, mâncarea de spital nu e bună! Hei, am o idee! O să fiu prima care scrie pe gipsul tău! Acum gipsul tău o să fie frumos și distractiv! Ura! Îl ador! Ah, spatele meu! Mă doare tot! Pot să te ajut? Am venit să o văd pe prietena mea! Oh, sarcina e dificilă! Vai, ești însărcinată? Credeam că ești grasă! Aha, nu mai am mult! Pot să aud bebelușul? Aha! Wow, cred că se antrenează acolo! Da, mă rog, trebuie să plec! Ah, normal! Cine ești? Ah, bună, dragă, mă bucur să te văd! Șt, eu sunt, m-am deghizat! Ah, da, m-am prins! Am o surpriză pentru tine! Ta-da! Nu se poate! Fantastic! Mai sunt multe acolo? Cine-i cel mai drăgălaș scanner? Ha? Huh? Ce se întâmplă acolo? Rapid! Comportă-te normal! Ceva nu e în regulă! Oh! Ah! Ce se întâmplă? El, adică ea, intră în travaliu! Vine copilul? Stați liniștite! Mă descurc! Sunt și doctoriță! Hai să scoatem bebelușul ăla! Nu mă așteptam la asta! Ok, respiră normal! Uite așa! Ce facem? Nu te uita la mine! Prefăte că naști! Bine! Ah, cred că simt copilul! Cred că-i văd! Of! Credeam că era un bebeluș! E o fată! Am numit-o Dulcica! Trebuie să plec! Pa! Pa, micuțo! Ce nume frumos! Ciocolata asta e la fix! Dar nimic nu-mi dă fluturași ca frumoasa Bella! Pupici, scumpă! Hei, Bella e la petrecerea aia? Ar trebui să-i duc o gustare dulce! O să se îndrăgostească de mine! Încetişor! Regulile astea sunt stupide, să știi! Stai pe loc! Acum întoarce-te! Ciocolată în glugă? Dar am nevoie de astea! Trebuie să fiu inventiv! Oare se vede? Știu! O, da! Bandă dublă adezivă bifată! Acum poziționarea! Și se spune că ciocolata nu-ți face pătrățele! Și încă una! Așa, da! Să nu uităm de nasturele de sus! Să o facem! Ia să vedem! Mă scuzați, domnule! Cineva trage de fiare! Am mers ca uns! Dar acum, adevăratul test! Ah, iar tipul ăla! Gata cu amabilitățile! E timpul să-mi afișez mușchii mari! Sau să le spunem mușchii dulci! Serviți-vă, fetelor!
Pot să iau și eu una? Mă rog! De ce să te limitezi, nu-i așa? Asigurăm că luăm notițe bune la cursul ăsta. Mi se face cam foame totuși. Să vedem, e atentă profesoara? Nu pare, e timpul să-mi scot ursuleții gumați. O fac! Vai de mine, e atât de gustos! Hei, ai gustări? Pot să iau și eu un ursuleț? Normal că poți, poftim! Ce se întâmplă acolo? Ce crezi că faci? Știi regulile? Absolut niciun aliment nu este permis la ore. Nu-ți pot permite să ai așa ceva aici. Vai, a folosit magia ca să topească jeleurile. Toți ursuleții mei gumați sunt acum o chestie topită. Acum mă simt prost că am fost prinsă și că gustarea ei a fost distrusă. Stai, mi-a venit o idee. Știu ce să fac. Ok, nu plânge. Și stai să-ți iau ochelarii. O să-i împrumut nițel. Și o să torn jeleul ăsta topit în rame. Așa, și acum jeleurile s-au întărit. Ok, ăștia sunt noi tăi ochelari. Finisați cu lentile noi din jeleu pe care le poți mânca. Wow, uimitor! Sunt atât de drăguți! Se pare că profesoara iar nu-i atentă. O să gust nițel lentilele astea. Un deliciu! Și acum pot să mă întorc la treabă. Of, mereu mi-e așa de sete în aeroporturi. Ah, cine ar trebui să aibă grijă de copilul ăsta? Anunț! Mâncarea și băutura nu sunt permise în avion. O să confisc orice încalcă aceste reguli. Wow, abia ce-am deschis băutura asta totuși. O vreau pe mami. Uite, uite balonul ăsta. Nu-i așa că e distractiv? Hei, un balon! Exact! Sunt un geniu! Hei, puștiule, vrei să prinzi mingea? Bravo! E mult mai bine decât să plângi! O aduc eu! Acum e șansa mea! Am nevoie de unul dintre baloanele astea! L-am luat, trebuie să-l desfac! Fis! Wow, ce de heliu! Ok, e timpul să-mi pun planul în aplicare. Trebuie să am grijă când torn asta. Ia uite, merge! Cola umple balonul. Gata, acum să-l leg. Nu vreau să se verse. Acum următoarea parte. Wow, am avansat cu 4 mărimi. Ha, ce amuzant e și distractiv. Cred că e timpul să mă urc în avion. Unde a plecat, doamna? Nu-i corect. Gustoase! Bună! Poftim pașaportul și biletul! Păi da, totul e în regulă! Poți să treci! Wow! Era imensă! Scuze, trebuie să ajung la locul meu! Iu, și ura! Locul de la fereastră! Și acum e timpul pentru un suculeț! Ce bun e! Chiar sunt un geniu! Nu se uită nimeni, deci asta e șansa mea! Nu cred! Știi regulile? Oh, nu-i corect! Ha, uită-te la el! Da! Am un plan! Lipsește ceva din fișa asta. Ok, se pare că drumul e liber. E timpul să mă prefac. Bună, sunt un doctor, adică un dentist. O să-mi văd de drum. Îmi părea că am cunoscut. E cineva aici? Se pare că sunt de siguranță. E timpul să scap de deghizarea asta. Eu eram! Și halatul meu de doctor e plin de dulciuri. Și cele mai bune chestii! Nimeni nu mă mai poate opri acum. Pot să mănânc câte dulciuri vreau.
O să-mi des toate astea în gură! Hei, dă-mi hainele înapoi! Ah, hei, scuze pentru asta, dar o să trag un pui de somn acum. Ești ok? Hei, stai! Ce e? Nu pot să cred că trebuie să-ți explic asta! Mâncarea interzisă! Ai priceput? Acum pleacă! Ce regulă stupidă! Bună, dragă! Sunt doar o doamnă care vrea să se bronzeze! Wow! Îmi place la nebunie costumul tău de baie? Vechitura asta? Ce drăguță ești! Ah, și fără mâncare? Eram sigur că o să meargă! Asta e cea mai bună idee a mea de până acum! Serios? Nu e ceea ce pare! Scuze, o să plec! Trebuie să pot face ceva! Tubul ăsta de respirat mi-a dat o idee! O să-i scot partea de sus și o să o umplu cu bomboanele mele! Sunt un geniu! O fac! Nu, iar! Stai! Chiar trebuie să tot facem chestia asta? Oh, ești prietenoasă? Ok, ești în regulă. Intră! Pe bune? Super! Am mers! Adică... Vai, atât de drăguț! Și acum pot să mă bucur de ziua asta! Am fost mereu un mare fan al scufunderilor! Ce gustoasă e! Te-ai plictisit la baie? Dacă ai niște ruj la îndemână, acest truc de pe TikTok ar trebui să-ți dea ocupație! Adevărul e că trucul ăsta merită așteptarea! După ce e toată colorată, e timpul pentru un pic de apă! Tot nu ești impresionat? Poate ai nevoie de o nouă perspectivă! Gata! Așa mai merge! Mai ești plictisit acum? Cât de cool e chestia asta! Ce mai faci, amice? Ascultăm ceva? Ah, e super! Dă-mi și mie! Ritmul ăsta e de bază! Colorăm nițel sesiunea asta de ascultare? Wow, mă bag! Pe locuri? Fiți gata? Ah, unde e o oglindă? Acolo! Să facem! Ha! Am înșfăcat-o! Acuși o să am buzele negre! Aproape! Da, Jake, te descurci! Oh, nu! Nu te supăra, domnule! Te-a prins! Renunță, Jake, renunță! Profată cum ai intrat! Nu v-am văzut acolo? Știi regulile? Exact! Oh, nu! Ce să fac cu asta? Cred că pot să meșteresc ceva! Ai un produs de machiaj de ascuns? Schimbă-i forma! Pune-l pe asta ca să se topească! N-ar trebui să dureze prea mult! Arată interesant, nu-i așa? După ce s-a topit complet, folosește o speringă ca să-l tragi pe tot! Intră acolo! Și după ce s-a umplut, poți să treci la chestia asta! Sperăm că nu mai ai nevoie de carcasa asta, pentru că acum e un suport pentru ruj! Boom! După ce s-a întărit, ai terminat! A sosit momentul! Ok, dă-o încoace, Sunny! Ah, bine! Of, n-am apucat să-mi rujez buza de sus! Mersi, acum e rândul meu! Dar eu nu o să fiu atât de evidentă! Super isteață treaba, nu-i așa? Și reușesc să mă dau și pe buza de sus! Forma e chiar simpatică! Ce? Ești genială, Sunny! Oh, wow! Era frumos dacă mă avertizai! În fine! Ok, elevi! Vom da un foarte dificil test! Ați înțeles? Atât de dramatică! Pregătiți-vă creioanele! Oh? Cum să știu eu chestiile astea? Nu-i rău! Trebuie să fie o cale de rezolvare! E timpul să-mi folosesc pixul special!
Ok, pixul foarte special. Ha! Pixule, examinează ecuația. Aha. Ce se întâmplă acolo? Poftim? Hei! Da! Șt! Jake! Ah, scuze, să zic cu asta. Copii! Ha, mai multă baftă data viitoare! O să folosesc ce am la mine. Fă-ți treaba! Din nou în acțiune, frate! Ia te uită! Ce naiba? Of! Of! Jake, dă-l încoace! Serios? Hai, frate! Nasol, a? Dar nu mai am altceva? Nu s-a terminat! Aruncă-mi popitul! Mersi! Încercarea moarte n-are! Unde-i zona aia specială? Bingo! Ia să vedem! Poftim? Wow, e incredibil! Serios? Mi-a ajuns! Stați! O să scap de chestia asta! Gata, a dispărut! Of! Hei, ia uite ce copiuț are Sunny! Trebuie să pun mâna pe ea! Hei, cum fac chestia aia? Telefonul? Trucul ăsta e mai simplu decât ai crede. Vezi? Poftim! Da, mersi! Sper să nu fiu prins iar. Pot să navighez și prin husă? Chestia asta e super utilă! Nu mai vorbiți! Bun! Am păcălit-o! O să luăm 10! Oare cum mi-ar sta cu inelul ăla? Nu-i rău! Interesant! Dacă faceți mai întâi adunarea, o să... Hei! Haideți, copii, e important! Fiți atenți! Hei! De ce nu mă ascultă? Râd mereu! Uite ce zâmbete au! Rânjetele alea proste și largi! Of. Nu mai rezist mult! Ajunge! Mă bucur că v-am atras atenția acum! Dar totul are un preț! Pare dureros! N-am și eu un pic de liniște azi! Of, of, of! Ah, doare! Bietul de el! Poate am cum să-l ajut! Am văzut trucul ăsta pe TikTok cândva! Domnule, pot să vă ajut? Dați-mi mâna! Arată rău! Dar un pic de lipici o să rezolve problema! Acum trebuie să se usuce! Gata? Trebuie doar să decojim lipiciul! Vedeți? A fost remarcabil! Meriți un trofeu pentru asta! Poftim! Am câștigat! Ia uitați! Bravo, Sunny! Nu, trezește-te! Revino-ți! Mai am încă 3 ore la care trebuie să merg! Am nevoie de un pic de cofeină! Noroc! Așa mai vii de acasă? Pe cine păcălesc? Mai trebuie 10 de astea! Hei, e Jake! Ce priveliște pentru ochii ăștia umflați și obosiți! Uite ce fețișoară are! Oare să mă observe? Se așează aici? Ochii tăi par obosiți! Ha? Oh, nu! Cercănele alea sunt oribile! Trebuie să am ceva care să mă ajute! Da? Of! Poate paleta mea cu farduri de ochi? Niște rămășițe! Ce avem noi aici? O aloe vera? Să înceapă distracția! Mulțumesc! Planta mea! Eu... Privește și învață! Ai un tub gol de ruj? Umple-l cu niște stevă de aloe! Ce lipicioasă e! Acum pune-i la loc capacul și agite-l bine!
acum e gel de aloe. Nu-i așa că e super? O să mă salvez, micuțule! Aloe e grozavă pentru ochii obosiți. Atât de calmantă. Și asta e tot ce trebuie să faci. Mult mai bine. Bună, Jake! Oh, wow! Îți place ce vezi, nu? Clar! Vrei să ne uităm la un clip împreună? Bun! E totul pregătit pentru examen? Stai acolo! Perfect! Ce mai faci, Sunny? Avem un test azi, nu? Bleah! Ce bine că am venit pregătit! Bună! Mă rog, doar de asta aveam nevoie! Ok, cred că a venit momentul să mănânc gustarea! Să-l decojim! Ce e cu măzgălitul ăla? Ah! Creionul meu! De ce mi se întâmplă mereu asta? Pot să iau chestia aia? Hei! Un pariu că o să meargă! Cine are nevoie de o ascuțitoare când ai o șmecherie de asta? Merge, vezi? Super! Zici că e nou-nouț! Poftim! Jake! Câteva umbre plus aici! Ce naiba? Hei, e pentru tine! Vai de mine, eu sunt! E ca și cum aș uita în oglindă! Cu plăcere! Mersi! Deci, îți plac desenele mele, a? Ai, frate, mi-e atât de foame, dar sunt captivă în camera asta stupida pedepselor! Am întârziat ca o fraieră și am fost pedepsită pentru asta! Bun, gata! Trebuie să mănânc ceva chiar acum! Am pachetul ăsta de biscuiți! Trebuie să fie ceva de mâncat aici! Sunt bune și firimiturile! Hai, intrați la mine în gură! Stai, s-au terminat? La naipa! Trebuie să fie și altceva de ronțăit! Poate în spate? Da, știam eu! Aveam o bomboană agățată în spate! Oh, da! E fix ce-mi trebuia! A fost bună, dar tot mi-e foame! Domnule, alo! Domnule profesor, pot să mă duc la baie? Un mare nu! Ești aici ca să ți zbăvești pedeapsa! Dar am făcut-o! Uitați câte rânduri am scris! Nu sunt suficiente! Scrie în continuare! Nu pot să cred că stă acolo și mă urmărește! Nu-i atent! Acum e șansa mea să dau un telefon scurt! David, sunt captivă în camera pedepselor și mor de foame! Am nevoie de ajutorul tău! Serios? Vrei să văd dacă pot să fac ceva? Hei, e timpul să furișez niște gustări! Ok, să vedem! Profesorul stă la catedră! Vai de mine! Nu se poate! E David! Sunt aici! Bună, Madison! Te rezolv eu! Așteaptă puțin! Ok, am skateboardul ăsta! E timpul să-l aranjez cu niște gustări! Trebuie doar să pun niște bandă adezivă pe pungile astea și să le lipesc pe placă! Apoi umplu skateboardul cu toate bunătățile astea! Acum trebuie să-i livrez lui Madison ca să nu mai moară de foame! Ia uite ce minunăție! Sunt un geniu! Ok, trebuie să-l pun pe jos și să-l trimit! Vai de mine! Îmi trimite skateboardul lui! L-am primit! Acum hai să vedem ce mi-a trimis! Da! Chiar a reușit! Uite ce de ronță el, grozave! Vai de mine, miros atât de bine! Da! Nici măcar n-a observat! Mingea e în aer și Jared o prinde! Genial! Ce e? Am uitat de tema pentru acasă! Ce plictisitor! Dar trebuie să o fac! Sau aș putea mânca ceva dulce? A fost o decizie grea! Sunt delicioase! Ador dulciurile! Wow! Ia uite! E ca o pictură! Dacă le așez așa, formează o imagine! Mi-a venit o idee! O să aranjez geleurile pe pânză. Apoi o să folosesc geleuri de altă culoare. O să fac un triunghi și o să-l umplu cu geleuri. Apoi o să-i adaug câteva detalii. E pepene din geleu! E cea mai reușită lucrarea mea! Trebuie să plec spre școală. Nu te mișca! Dacă ai dulciuri la tine, o să le găsesc! Ce se întâmplă aici? Hai odată, nu vreau să întârzi! Și tu ai pictat tot o felie de pepene! Ai o acadea? Te-am prins! Eram sigură că o să funcționeze! Dispar din fața mea! Nu o să fie deloc ușor să intru! Eu n-aș aduce niciodată dulciuri pe furiș la oră! Ok, acum chiar par dubios! Hai, descanați-mă! Nu am nimic de ascuns!
Ok, ești curat. A funcționat, adică mersi. Nu-mi vine să cred că mi-a depistat acadeaua. Nu mă vede nimeni, acum pot mânca ceva dulce. Dați-mi lucrările. Hei, aveam nevoie de ea. E timpul să vă jurisez. Abia așteptam să mănânc ceva dulce. V-ați descurcat excelent, copii! Sunt mândră de voi! Dar poate exista un singur câștigător! Nu e ușor deloc! Dar cel mai mult îmi place lucrarea lui Jared! Felicitări! Hă? Serios? Am câștigat? Da, vino aici! Wow, extraordinar! Vreau să le mulțumesc părinților mei și, evident... Stai, primesc un trofeu? Wow, florile mele preferate! E minunat, Jared! Mulțumesc foarte mult! Wow! Are gusturi îngrozitoare. Recunoaște, este invidioasă. Poate data viitoare ai mai mult noroc, cred că meriți ceva bun. Asta da artă. E o capodoperă. Nutella e preferata mea. Aș putea mânca asta toată ziua. Stai pe loc. Nu e permisă ciocolata. Papa Nutella. Îmi trebuie și asta, deci dă-i drumul! Dar aia era ultima mea gură! Bine, o să le iau pe astea în schimb. Rea-o! De aia nu-i place nimănui la dentist! Hei, cred că am o idee! Întâi îmi trebuie Nutella mea prețioasă. Ah, e așa cremoasă și delicioasă. Apoi am nevoie de un tub de pastă de dinți gol. Intră acolo, Nutella. Asta e noua ta casă. Așa, cantitatea perfectă. Acum trebuie să sigilez capătul. Placa asta de păr o să facă treaba. Salutare, doctore, sunt gata să învăț. Trebuie să te asiguri că-ți periezi toți dinții. Hai să-ți arăt tehnica bună. Ah, clar pot face asta. Ia uite ce pastă arătoasă. Așa trebuie să te speli. Da, cea mai bună pastă de dinți. Bun, arată-mi rezultatele. Oh, Doamne, ce s-a întâmplat? Ia să văd. Asta nu e pastă de dinți, e Nutella. Trebuie să șterg. Nu pot să cred că un alt pacient a fugit. Totuși asta are un gust punicel. Bilete, te rog. Nu vrei să spui 4? Păi, fac parte din familie. Au venit și ei la film. Filmul e despre căței. Dar nu pot intra în sală. N-ai cum să refuzi așa o față. Ba da, pot. Hai, vale de aici. Wow, ce rochie trăznită. Stai așa. Vizionare plăcută. Cine-i aia? Dă-i drumul de aici. Serios? Două bilete, te rog. Pot să dansez până intru? Clar! Are și jobul ăsta beneficiile lui! Yuhu! Intrați, domnule! Wow, parcă știu să se distreze! Apropo, trebuie să-mi fac genuflexiunile! Ce ușor a fost! Ieșiți afară, scumpilor! De parcă i-am fi lăsat acasă! Sper că primim gustări la filmul ăsta! Unii au câini, dar eu prefer păianjenii! Doar un bilet, te rog! Pot să intru cu mingea? Vai de mine! Ah! Care-i faza cu fata aia? De mine vorbești? Relaxează-te, am bilet! Un păianjen? O să ne mănânce pe toți! Serios? E otrăvitor? Pleacă de aici! Da, bine. Ce băiat bun! Ce ciudat sunt oamenii! Și-a uitat mingea! Asta e soluția!
Iuhu! Sunt pregătită pentru filmul ăsta! Hai la film! Îmi plac filmele, îmi plac mult! Îmi plac filmele ție, nu? Ups! Hai, intră! Oare auzit? Ce jenant! Nu vine să cred că a funcționat! Poți să ieși acum, păianjenule? O să-ți placă mult filmul ăsta! Ce tare a fost cartea! Sper că și filmul o să fie la fel de bun! Oh, nu! Știi că nu te pot lua cu mine? Sau poate... Ia să vedem! Doar un bilet, te rog! Te-am mai văzut undeva? Fata asta merge la sală! Nici măcar eu n-am așa mușchi! Ok, se întâmplă ceva foarte dubios! Ce ai aici? Oh, un cățel? Te crezi șmecheră, ha? Huh? Afară! Ieși afară! Vizionare plăcută! Sper că am adus destule! Ia să vedem! Vreau ciocolată sau chipsuri? Stai! Știu! Am nevoie de recipientul potrivit! Oh, da! Nu te supăra! Ah, salut! N-ai animale, văd! Ce moment jenant! Rufus, poți să ieși de acolo? Oh, ce drăguț e! Wow! Oh, ce adorabil sunt puii ăștia de găină! Hei, vrei să vii acasă cu mine? În regulă! Ah, ce rapid m-am mișcat! Sper la 1 milion de vizualizări pe TikTok! Nu te supăra! Ah, scuze! Ce-i asta? De la o pasăre? Și asta ce e? Puiul meu! Ah! De ce țipăm? Era cât pe ce să mă prindă! Îți vine să dansezi așa pur și simplu? Da, tot timpul! Ha! Puiul meu! Șapca mea! Treci înapoi înăuntru! Ce ciudat! Ah, oh, ce drăguț e! Ah, ăsta? E un animal, nu-i așa? Ieși afară! Aoleu! Ce pompoane are! Pe curând! Scuze că a trebuit să asiști la asta! Trebuie să-mi hidratez scalpul! Ah! Ce ținută fabuloasă! Wow! Nu ascuns nimic! Evident că nu! Biletul nu e ciudat! Poți să intri! Oh, nu ți-e prea cald acolo? E timpul pentru primul tău film! Ți-e foame? Bon appetit! Ce drăguț! Oh. Aoleu! Bună! Poftim, dragule! Vreau să-ți dea un pupic! Ce cătușe puternice! Dar arată bine! Hei, mă gândi la ceva! Vreți să intrați la film? Poftim biletele, domnule! Ce mustață ciudată! E ceva ciudat la ei! A dispărut! Oare mi s-a părut? Nu avea o monosprânceană mai devreme?
Dragule, avem o mică problemă. Poftim? Stai să te ajut. Mai am puțin. Mai repede, vă rog. Aia era pe mine? Nu, afară, afară de aici. Vreau banii înapoi. Așa, spune-i. Viermi gumați? De ce nu m-am gândit la asta până acum? Foarte interesant! Ne-am întors! Cu viermi cu tot, presupun? Ăștia dulci sunt ok, nu-i așa? Sunt gumați! Acum putem intra? Da, acum e în regulă. Fără viermi, vezi? Atunci intrați! Perfect! Fiu, șoldul meu! Gata? Pe tine nu te mâncăm, micuțule! Psst, începe! Ia stai așa! E ora închiderii! Sunteți gata, scumpii mei? Sper că vă plac comediile romantice! Uneori trebuie să fii șireată, de aceea ți-am arătat aceste trucuri care să te ajute. Care a fost preferatul tău? Spune-ne mai jos într-un comentariu. Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri de nota 10. Salut! Două bilete la film, te rog. Bine! Poftim! Stai să calculez. $10. Poftim! Merci! Ne dai și două porții de floricele? Floricele obișnuite? Sigur! O să le adun și pe astea două. Plus 2 și cu taxe face... Aha! Și adăugăm taxa de procesare... Și ăsta e marele total! Cum ar putea să facă $300? Te gândești la ce mă gândesc și eu? Opriți-i pe aia doi! Hoții! Tu folosești fond de ten? Cât de mult? Pentru că mie îmi place foarte mult! De fapt, aș putea nota în fond de ten! Serios acum, știi că procesul în sine e mai neplăcut decât rezultatul final! Ah, să nu uit de buze! Și acum trebuie să omogenizez totul! Arăt superb, nu-i așa? Păcat că nu am voie cu machiaj aici! Ia uite, o piscină goală! Dar trebuie să trec de paznic! Bună ziua! Vreau să not în piscină, domnule! Atunci trebuie să scap de toate produsele alea de machiaj! Dispar! Serios? Ce rapid m-a dezumflat! De ce nu pot avea farduri la mine? Nu le pot arunca la gunoi! O să le ascund! Problemă rezolvată! Ia să vedem! Acum pot să intru? Cred că pot intra! Mersi mult! Crezi că nu văd bine? Nu ai voie cu produse de machiaj! Oh. Ok, acum sunt gata să not! Da? Ce ai acolo? Doar câteva produse esențiale! Vezi? Ce naiba? Ah, și vâsla mea preferată! Oare am nevoie de ochelari noi? Și nu plec nicăieri fără ăsta! Ok, cred că poți intra! Mersi! În sfârșit! Credeam că nu o să mai trec niciodată! Bine că am voie să intru cu pistolul cu apă! Trebuie să mă dau iar cu fond de ten! Coșurile astea nu se acoperă singure! Mult mai bine! Ce se întâmplă acolo? Nu ai voie cu produse de machiaj! Vino înapoi! Aoleu! N-am văzut nimic! Apoi le înmulțiți!
Ce faci acolo? Nu mi-am mai verificat telefonul de mult timp. Un mesaj de la Naomi. O petrecere? Serios? Da! Vii? Clar! Trebuie să-mi aranjez machiajul. O să încep cu fardul de ochi. Ce faci acolo? Știi regulile, domnișorică. Fără farduri la ore. Poftim? Ce regulă idiotă! Ce nasol! Știu! Folosește calculatorul meu special! De ce? Ai încredere în mine! Ok! Wow! E genial! Vino încoace! Ce e? Nu cred! Acoperă paleta de machiaj cu o bucată de hârtie gumată. Vezi bucățelele astea mici? Vor ține loc de butoane! Trebuie să mai fac doar ecranul. Și am terminat! Ia să-l testez puțin! Ce culori frumoase are! Hei! N-ai fost atentă la ce ți-am spus? Vă deranjează calculatorul meu? Asta e acolo? Ok! Ce spuneam? A funcționat! Da, și el mi-a zis, nu, hai să vedem alt film! Ce se întâmplă acolo? Hei, nu ai voie cu farduri! Nu știi să citești? Serios? E doar un ruj! Nu mai contează! Ce prostie! Stai! Am o idee! Hei, ține-ți rujul aici! Ți se potrivește nuanța asta? Așa te poți da cu el fără să te vadă nimeni. Cum ai făcut asta? În primul rând, taie vârful unei umbrele. Poate să dureze ceva timp. Dar înainte de a pune rujul în vârf, adaugă niște lipici fierbinte aici. Apoi lipește-l fix în vârf. Pot să încerc și eu? Pare că ai o umbrelă în mâini. Ce truc simplu! Acum hai să stăm în continuare la umbră! O nouă zi, o nouă pictură! E chiar distractiv! Eu pictez cu alt fel de materiale! Ce faci acolo? E retușul meu de după amiază! Nu, n-ai voie să faci asta! Serios? Bine, nu mai contează. Le-am aruncat, bine? Ce reguli stupide! Nici măcar nu se mai uită! Măcar mă pot da cu ruj! Ce nuanță perfectă! Naomi, oprește-te! Îl aruncam și pe asta, domnule! Acum e bine? Scuze! Stai puțin! Pot folosi alte materiale! Ia să vedem ce aș putea face! O să folosesc rechizitele astea! Ia să vedem! Fac mai multă miserie decât credeam! Ok, vă place steluța mea? Dar n-am terminat încă! Am nevoie de puțin lipici! Gata! Acum o să funcționeze ca o mini-ștampilă! Dar pentru față! Și pe obrazul celălalt! Așa! I s-o fi terminat hârtia? Poftim! Nu vine să cred ce văd! Sunt super drăguțe, nu-i așa? Ia să vedem ce fată îndrăznește să furișeze machiaj la ore azi! Nu, în niciun caz! Dar e doar niște pudră! Nu știi să citești? Bine! Ce de bijuterie are! Interesant! Pot
pot să-mi fac și eu produsele de machiaj să semene cu bijuterii. Adaugă și trasuri peste cutia cu pudră folosind lipici fierbinte. Poți lipi oricât de multe vrei. Apoi adaugă lipici fierbinte pe o brățară și lipește cutia cu pudră deasupra. E gata! Pot să intru? Ia să vedem! Nu am niciun produs de machiaj. Păi, ok, pot intra. Mersi! A funcționat perfect! Am nevoie de pudră, am transpirat. Iu, am tăcălit-o. Iu, am învățat o minte. Până acum, proiectul ăsta iese chiar bine. Încetişor. Eu mă concentrez pe unghii. Mi-aș dori să fiu manicuristă. Ce de culori! Super! Cred că am terminat. Oh, mulțumesc mult! Ce mult îmi place cum miros banii! Wow! Hm? Ce face Naomi acolo? Dă-o încoace! Poftim? N-ai voie cu așa ceva, deci dă-o încoace! Poftim? Ah, ok, bine, poftim! Hei, uite un cutter! O să împrumut asta puțin. Fă o gaură într-o pilă de unghii cu un perforator pentru hârtie. Acum urmează pasul următor. Scoate capătul de plastic al unui cutter și prinde pila de unghii de el. Apoi introdu-o în cutter. Super simplu! Ok, acum îmi pot continua treaba. Nici măcar nu seamănă cu o pilă de unghii. Poftim? Și profesoara? Hei! Poftim? Naomi șpilește iar unghiile? Oprește-te imediat! Tăiam ceva aici. Foarte bine! A fost cât pe ce? Ok, hai să facem prezența. Gina? Aici? Perfect! Și Miki? Aici sunt! Excelent! Ia să vedem! Matthew, ești aici? Ia să vedem! Ești în clasă? Ah, aici erai! Bun! Ia stai puțin! Vai de mine! Ah, ce naiba! A leșinat! Ce s-a întâmplat? Oh, da! Asta e clasa mea și e un semn pe ușă prin care se interzice accesul cu animale. Dar găsim noi o soluție. Nu-i așa, Pepene? Ce tare! Acum ești complet invizibil. Așa ne putem furișa la ore. O să folosesc tehnologie cameleonică. Așa, ăsta e tot echipamentul de care am nevoie. O să mă îmbrac și o să trec la treabă. Așa. Acum o să-mi pun și gluga. Da, și o să apăs pe buton. Gata, sunt invizibil, fix ca Pepene, cameleonul roșu. Da, ce tare! Acum o să intru pe furiș la ore. Dar tot trebuie să fac liniște. Nu vreau să mă vadă doamna profesoară. Au! Oh, nu! Sper că nu m-am dat de gol. Ha? Ce s-a auzit? Nu văd nimic. Nu știu ce a fost. Cred că mi s-a părut. Ah, da, n-am închis. Piu, era cât pe ce să fiu prins. Ok, o să avansez. Trebuie să am și mai multă grijă. Oh, nu! Trebuie să merg la baie. Am mâncat un burrito la prânz. Oh, burta mea! Ah, acum mă simt mult mai bine. A ce miroase? Vine de la mine? Nu cred. Poate vine de la coșul de gunoi. Nu vine să cred că nu m-a prins încă. Mă simt ca un super erou. Sau poate ca un super spion. Uite ușa, aproape am intrat. O să împing încet. Ha? Ușa asta s-a deschis cumva singură? Cred că nu. Da, am reușit. Am intrat în clasă. Mersi de ajutor, Pepene. Așa, ia o pauză pe bancă.
Dar să nu spui nimănui cum am reușit să facem asta. Sunt gata de ora de sport. Nu pare să fie ajuns nimeni încă. Perfect, ia să vedem. N-am nevoie de asta. Încă un tricou? Am nevoie de altceva. Uite-o! Mingea mea de fotbal american. Nu pot face sport fără ea, pentru că în ea mi-a ascund animalul de companie. Bună, Charlotte! Oh, îmi plac elevii care ajung primii la ora de sport. Da, sigur. Ești gata de ora de sport, nu? Ah, ia să văd, ai o minge acolo. Hai, dă-mi o puțin. Nu vreau. Poftim? Hai, dă-o încoace. Serios, dă-mi-o imediat. Nu, e a mea, nu puneți mâna pe ea. Ha, ce ciudată ești. E doar o minge de fotbal. Stai, ce-i asta? Un fermoar? Nu, nu, nu e bine deloc. Ce-i asta? Ce ai ascuns în mingea asta de fotbal? Stai, e goală? Oh, nu! Ai, poftim mingea înapoi. Charlotte, unde ești? Unde ai dispărut? Trebuie să fie pe aici pe undeva. Aici nu e. Nu e nicăieri. Stai, aia e cumva mătase de păianjen? Trebuie să mă țin după fir. O să mă conducă fix la ea. Nu vine să cred că ai evadat. Cred că a intrat în clasa asta. Oh, oh nu! Ce dezastru! Nu, 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 nu! Charlotte, ce te-am învățat eu legat de prinsul oamenilor în pânza ta? Scapă-mă de aici! Oh, scuze, domnule profesor! Ah, aici erai, Charlotte! Ștrengăriți-o! Ce ai în brațe? O pisică? O, nu! În niciun caz! Știi regulile? Nu aveți voie în clasă cu animale de companie! Nu pot face excepții! Trebuie să iei de aici! Ok, bine! Ce ne facem, Peter Kitter? Ce rău e! Nu vine să cred că nu te-a lăsat să intri la oră! Ia stai așa! Pot folosi globul ăsta și rucsacul. O să funcționeze. Ok, o să folosesc rucsacul, jumătate din globul ăsta și un creion. O să încep prin a trasa un cerc peste rucsac. Așa, i-am trasat conturul de jur împrejur. Acum o să decupez cercul. Urmează pistolul cu lipici fierbinte. O să pun lipici de jur împrejurul găului decupate. Am nevoie de suficient lipici pentru asta. Așa. Cred că acum am suficient lipici. Apoi o să lipesc jumătatea asta de glob. Dar vreau să o frumusețez puțin. O să lipesc în jur și niște pampoane. Perfect! Ce bine arată! Treci în rucsac, Peter Kitter. O să te car în spate. Poți să te uiți pe fereastră dacă vrei. Bună ziua! M-am întors! Acum sunt gata de oră. Sigur nu mai ai pisica aia cu tine? Păi, n-o văd niciunde! Ok, acum poți să intri. Da, am reușit să intru cu rucsacul în spate, ceea ce înseamnă că am intrat cu tot cu Peter Kitter. Vai de mine, ce pisicuță frumoasă ai! Oh, nu, vine profund! Repede, ascunde-o înainte să o vadă. În regulă, se pare că putem începe ora. Oh, sper să nu-ți găsească pisica. Așa, hai să începem lecția de azi. Se pare că nu ne-a prins. N-a bănuit nimic. Vai de mine! Peter Kitter, unde ești? E ok, calmează-te, o găsim noi. Uite acolo, fix acolo. Peter Kitter, nu! Ce cauți pe catedră? Ce e cu zgomotul ăsta? Ce se întâmplă în clasă mai exact? Ce-i asta? O pisică! Știam eu că nu te bănuiesc degeaba!
scuze! Oh, ora asta e atât de plictisitoare! Da, gata! S-a terminat ora! Da, hai să mâncăm! Mor de foame! Abia aștept masa! Oh, aș fi vrut să am ceva delicios la pachet! Oh, uite ce are ea! Am așteptat toată ziua ora prânzului! Arată delicios! Ah, ce e? De ce te uiți așa la mine? Mi-e foarte foame! Ok, păi mănâncă-ți prânzul! Ah, stai! Hai să-ți arăt ceva! Ăsta nu e prânzul, e noua mea broască testoasă, Tortney! Vai de mine! Ce micuță și drăguță e! Știu, e atât de micuță încât n-am putut să o las singură acasă! Oh, nu! Se uită proful la noi! O să mănânc prânzul, ca să nu bănuiască nimic! Tu de ce nu-ți mănânci prânzul? Atunci o să mănânc și eu prânzul? Ce faci? Nu! Nu mânca pe Tortney! Deci ai ceva de mâncare totuși? Ok, o să mănânc și eu prânzul atunci. Era cât pe ce să mă prindă. Stai liniștită, Tortney. Nu te-aș mânca niciodată. Ești prințesa mea broască testoasă. Fia, vino aici! Am găsit rezerva de dulciuri a mamei. Să ne prefacem că nu am văzut bilețelul. De ce le-a răspunde mama de noi? Fetelor, aveți o după-amiază drăguță? Tocmai vorbeam de cât de mult te iubim! Ce nu știe mama, nu o poate răni! E perfect! Și eu vreau să te iubesc puțin! Mamă, ești cea mai tare! Am crescut niște fete minunate! Suntem geniale dulciurilor, nu-i așa? Chiulim de la sport a fost cea mai tare idee, nu-i așa? Mereu sunt super flămândă la ora asta! Antrenorule, ne-ai speriat! Vai, vai, Sofia! Cine mai are gustări aici? Nu te îngrijora, dragă! Îți arăt eu cum să furișez mâncare oriunde! Ia uite! Asta ar trebui să ne învețe de fapt la școală! Curaj, Jared! Hai că poți! Nu e nimeni de aici! Acum e șansa mea! Ciocolățică delicioasă! Nu, alunecat! Gata! E momentul! Vai! Ce e ăla? Eu, scârbos! E cacă! Ups! Unde te grăbești? Poți să intri. Hei! E vreo problemă? Glumești? Uită-te la afișe! Sunt peste tot! Mâncarea nu e permisă! Credeam că e o glumă? Deci nu pot să intru cu gustările mele delicioase? Păi, dacă o zici așa... Nu! Ești rea! Doar îmi fac treaba! Cred că-mi trebuie încă un afiș! E atât de nedrept! Erau doar niște gustări! Stai așa, am o idee! Trebuie să dau un telefon! S-ar putea să doară! Stai! Oh, e Jared! Stai așa! Alo? Nu se poate! Serios? Ok, stai! S-ar putea să ai nevoie de asta! De ce? Suc, seringă... Suc, seringă... Știu! Mersi! Vreau și eu o gustare delicioasă! A? E timpul pentru tratament! O să-ți placă! Wow! E uimitor! Un alt client mulțumit! Adică pacient! Trebuie să plec! Mersi, amico! Ăsta da tratament bun! Mâinile sus! Ești ok! Următorul! Ce crezi că faci? Mâncarea e interzisă! Ah, haide măi! Ce o să fac? Piscina sau chipsurile mele? Nici când! Am șters-o de aici! Wow! Care-i problema lui?
nu am cum să intru cu gustările astea, nu-i așa? Poate merge să-mi folosesc charmul? Sau aș putea folosi colacul ăla? Cred că o să meargă. Pune colacul cu fața în jos, apoi o să ai nevoie de niște scotch și de ciocolățelele tale preferate. Lipește ciocolățelele pe colac folosind scotch-ul. Super, nu? Foarte-te obișnuit, nu mănuiești de nimic. Stai pe loc, domnișoară, trebuie să verific dacă ai mâncare. Sper să meargă. Dacă ai mâncare, o să o găsesc. Oh, nu, se face cald aici? Nu, nu permit așa ceva. Insigna aia trebuie să dispară. Ah, asta? Sigur că da. Ia uite-o, e un burger. Mă enervează la culme. E doar o insignă. E tot mâncare. Ia-ți la revedere. Acum poți să intri. Wow, ce dur e. A plecat. E așa simpatică. O să o păstrez. Iu, am reușit! O zi la piscină și ciocolățele delicioase! Ce să mănânc mai întâi? Le merit! Oh, nu vreau să le împart! Ești ok? Hei, stai! Ce e? Nu pot să cred că trebuie să-ți explic asta! Mâncarea interzisă! Ai priceput? Acum pleacă! Ce regulă stupidă! Bună, dragă! Sunt doar o doamnă care vrea să se bronzeze! Wow! Îmi place la nebunie costumul tău de baie? Vechitura asta? Ce drăguță ești! Ah, și fără mâncare? Eram sigur că o să meargă! Asta e cea mai bună idee a mea de până acum! Serios? Nu e ceea ce pare! Scuze, o să plec! Trebuie să pot face ceva? Tubul ăsta de respirat mi-a dat o idee. O să-i scot partea de sus și o să o umplu cu bomboanele mele. Sunt un geniu! O fac! Nu, iar! Stai! Chiar trebuie să tot facem chestia asta? Oh, ești prietenoasă? Ok, ești în regulă. Intră! Pe bune? Super! Am mers! Adică... Vai, atât de drăguț! Și acum pot să mă bucur de ziua asta! Am fost mereu un mare fan al scufunderilor! Ce gustoasă e! Recepționat! Ne vedem diseară, mami! Ahem. Stop! N-ai mâncare la tine, nu-i așa? Exact cum bănuiam! Mâncarea e interzisă! Ok, nu-mi pasă! Pe curând, fraiere! Aoleu! Au, mă doare! Oh, nu, dulciurile mele! Lasă-mă să te ajut! Bună! Bună! Îmi place mustața ta! Mersi, mi-o aranjez singur! Și mâncarea interzisă! Oh, nu-i corect! Se pare că o să-mi strâng singură chestiile astea! Stai, mi-a venit o idee grozavă! Scoate perii de la o perie de păr, apoi pune bomboanele pe perie. Pune la loc perii pe mâner. Rezerva ta secretă de bomboane! Trebuie să-mi stea bine părul! Iar tu? Stai! Sper că n-ai adus iar mâncare! Nici nu m-aș gândi la așa ceva! O să te duci la piscină! Mulțumesc! Ce zi! Alo? Ce avem la cină, mami? Nu pot să cred că a trebuit să fac așa ceva ca să mănânc niște bomboane. Dar, cum îmi place să zic, să dispară invidioșii. Am toate bomboanele de care am nevoie. Delicioase! Am mare nevoie de o manicură. Ce-a fost aia? Ah, eu eram. Trebuie să mănânc ceva. Și o cutie mare cu mâncare chiar aici. Ar fi păcat să o irosesc. Nu o să afle nimeni niciodată. Astea arată bine. Vine cineva. Bună. Stai așa. Ce e? Stai să văd. Interesant. Exact cum mă gândeam. O acadea. Mâncarea interzisă. Dar ador acadelele.
Stai puțin! Tu ai ciocolată la gură? Îți încalci propriile reguli! Ce? Ah, aia? Tot nu-mi pasă! Șterge-o de aici! Ok! Sacia de gunoi îmi dă o idee! S-ar putea să meargă! Nicio problemă, o să plec! Pa! Ok, a fost ciudat! Dar înseamnă că pot să mă întorc la bomboanele mele! Îmi ador jobul! Ce-a fost aia? Alo? E cineva acolo? Cred că-mi imaginez chestii! Habar n-are! Ceva nu e în regulă aici! Opa! De unde a apărut chestia aia? Nu mi-amintesc să fi fost doi saci! Câtă mâncare am confiscat? Ah, nu mai contează! Delicioase! Aș putea mânca toată punga! Ah, chiar am făcut-o! Unde a dispărut restul de mâncare? Jur că era chiar aici! Poftim? Nu pricep! Ce se întâmplă? Stai! A fost Jared! Ah, sunt un geniu! Un maestru al dechisării! Am toată mâncarea pe care mi-aș fi putut-o dori! Ăștia par delicioși! Frate, ce chef am să petrec! Salutare, petrecere! Serios? S-a zis cu distracția. Sau poate reușesc să o strecor cumva? Stai puțin! Tipii ăștia știau ei ceva? Oh, da! Trebuia să fie adus două! Nu știi să citești, tinere? Mă rog! Doamnă, am onoarea? Ah, nu merit, domnul meu! Mulțumesc că ne-ai spus! A fost mai simplu decât mă așteptam! Și acum pot să iau o gură când vreau eu! Gata pentru încă una! Fiecare cu nebunia lui! Timpul să deschidem cutia cu mâncare! Punem mâncarea în ea și o închidem la loc! Știți cu toții regulile, mâncarea o să fie confiscată! Mâncarea nu este permisă în timpul acestui test, de niciun fel! Ok, am înțeles. O să ne concentrăm la test. Asta ar putea fi o întrebare bună de test în viitor. Mi-e cam foame. Stomacule, fă liniște! Fără chiorăituri în timpul unui test! Stai puțin, știu ce pot face! Am rezerva mea secretă de Mentos! Dar dacă mănânc una, o să-mi încalc propria regulă de fără mâncare! Elevii o să fie atât de dezamăgiți de mine, o să par o ipocrită! Aoleu, nu vreau să mi se întâmple asta! Știu ce pot face! O să trag aici planta asta în ghiveci! Planta trebuie să fie scoasă temporar și apoi o să pun bombonelele Mentos în ghiveci! Așa, planta s-a întors la ea acasă! Bun, se uită vreun elev la mine? Rapid, ia una! Exact ce-mi trebuia! Hei! Ce se întâmplă acolo? Mănâncă ceva? La ce vă uitați? Concentrați-vă la testul vostru! Wow! Sunteți superbă! Bună ziua! Vreau să mă îmbarc pentru zborul meu! Da, desigur! Scuzele mele! Vă reamintesc că mâncarea și băutura nu sunt permise? Păi astea nu sunt pungi de chipsuri, doar seamănă, sunt sigură că înțelegeți! Dar... Vedeți? E o regulă! Of, fie! Scoateți-le dacă e așa de important! Deci plecați în vacanță sau vizitați pe cineva? Poate pe iubitul dumneavoastră? Of, măcar de aici! Sunt gata să mă îmbarc în avion! Păi să vedem! Poftim! Puteți să-mi verificați ghiozdanul de mâncare! Se pare că puteți să treceți! Mersi! O să mă distrez de minune! Se pare că ăsta e locul meu! Asta e fata care a rămas fără toate gustările! Poate că rujul ei are nevoie de o împrospătare! Hei, îl vrei? Am propria nuanță, mersi!
Nu, fii atentă! Îți mănânci rujul? Nu e comestibil? Uite, nu e ruj adevărat! Am luat un bol cu ciocolată albă și am adăugat colorant alimentar. Trebuia să fie topită, desigur. După ce a devenit lichidă, am pus-o deoparte. Aveam nevoie de un tub de ruj fără ruj, deci am folosit un cuțit ca să-l scot. Următorul pas a fost simplu. A trebuit doar să torn ciocolata. A umplut întregul tub. Apoi am pus la loc capacul. Așa că acum pare a fi un ruj. Dar e o gustare dulce. Uite, am făcut o grămadă. Of, mâncarea de spital e cea mai nasoală. Poate mă ajută niște prieteni. Alo? Nu se poate. Pare să fie o mâncare oribilă. Stai liniștită, mă ocup eu. Ok, am gustările. Oh, nu, o asistentă. Fără mâncare și băutură. Se pare că pe acolo trebuie să o iau eu. Bun, mă duc. Slavă Domnului că am ridicat greutăți. Bun, sunt în sistemul de ventilație. Acolo e ea și aia e salata tristă. E timpul să finalizez salvarea asta. Gustări din cer vin să te salveze. Ha? Ce? Gustări! Da, tu ești eroina mea supremă. Stai pe loc. Dar abia le cumpărasem pe astea. E super nedrept. Ha? Hei, dă-mi să văd chestia aia. Ia uite ce mascul arătos. Scuze, m-a luat valul. Distracție plăcută, domnișoară. A mers super bine. Bună, Bella. Vrei să spun un mic secret? Ai nevoie doar de un pepene mic și niște fixativ argintiu. Ăsta nu o să mai arate fruct pentru multă vreme. Acum partea mișto. Lipește aceste mici bucăți de oglindă pe pepene. Prima e gata și mai urmează multe. Vrei să spui că ăla e un pepene? Chiar ești un geniu, Bella! Ah, mâncarea perfectă pentru petrecere! Spune petrecere cu pepene!